Trebuie să o iei de jos și aici, bă. Da, nu știu, ca la fotbalul real. Eu nu știu nimic despre jocurile astea, dar știu despre fenomenul e-sport și despre cum crește. Dar uite, să vă întreb ceva, dacă v-ați gândit, jucătorul propriu zis, el poate să-și facă echipă, că la pariuri n-are voie să-i vole, să-și facă. Da, asta este clar. Poate să-și facă. Da. Deci Tănase, da. Cred că o să-și dea alt nume. Dar deși unii... De ce nu? Bine, devin subiect de știre. Da. Adică vor deveni subiect de știre, știi? Da. Și dacă a câștigat, uite-l, bă, ăsta nu se pricepe nimic. Da. Bă, lasă-ne, mă. Sau invers, e la fel de talentat. A jucat ca să... Sau antrenorul, știi? Da. A, păi l-ai luat pe ăla de la echipa aia. Cu siguranță că o să deveniți... Au fost, dar tot așa, în spirit de glumă, au fost chestii de genul în Premier League, unde urmăresc eu cel mai da. Mult. Da. Cu Transfermarkt ăla, acum 5 ani de zile, nu știai să-l scrii. Și acum el, aproape săptămânal, devine știre, pentru că spune că jucătorul cu tare urmează să se transfere la așa, cota lui de piață, conform, da, adică conform. Este metru etalon, exact, clar. Exact. Nu zic eu, nu spune propriul antrenor, nu spune echipa la așa, domnule, sunt niște specialiști care introduc într-un FES, nu? Niște date și de acolo iese, domnule, la costă... Da, da. 12 milioane, 10 milioane și așa mai departe. Și a început să devină, acum 5 ani, dacă spuneai transfer, cum, știi? Da, așa da. Și aici e posibil să... Dar oare în țările astea civilizate, deci nu vorbim de astea pe care vecinii noștri, nu știu, în Spania, în Italia, în astea, ei ar trebui să aibă niște... competiția asta ar trebui, nu? Dacă există... E adică... foarte mare. Cea mai mare este cea de la Premier League, de se joacă oameni din toată lumea și au multe milioane de utilizatori. Acolo noi nu putem să tindem să avem jucători spanioli de la ei din Barcelona să se joace Fantasy Liga 1, Superliga Fantasy. Da. Dar acolo e cu totul altceva. Dar cum e cu IP-ul cu asta? Ține cont de IP-ul din România? Pot să joc, să-mi fac echipă din Madrid? Se poate juca de oriunde. Se poate juca de oriunde. De oriunde. Din Europa și America, Canada și încă câteva țări. Bun, dar eu sunt un român stabilit în Barcelona de 15 ani și cunosc bine fotbalul românesc pentru că îl urmăresc. Am canalele de televiziune acolo. Nu sunt paralel, să zic, eu nu mai știu de când aș cat Steaua cu Rapid în 2006. Nu. Deci pot intra clar. Și pot să-mi fac echipă de acolo. Clar. Da, legat de asta, la preînregistrare, undeva la între 5 și 10% din oameni au selectat ca regiune diaspora. Acum eu sper să fie adevărat. Bun, asta. Să nu fi pus... Poate mulți dintre ei joacă sistemul de acolo. Probabil, exact cum spuneați voi. Da? Bă, joc Premier League-ul. Ia uite-o că au făcut și româna și mei. Da. Haide să mă bag și eu acolo. V-ați gândit și la oldies, la ăia bătrân, nu știu, să facem o competiție... Ne-am gândit, dar nu, ei ne foarte mai jucând, puțin, dar e greu ne mai jucând. Cum e, s-ar da. Putea face un sistem, dar nu ne-am gândit foarte mult. Da, publicul nostru ținte, în principiu, sunt băieți între 14 și 25 de ani. Asta vrea și Liga de la aplicația asta, vrea să aducă cumva... Bun, cumva. Liga v-a spus... Da, adică să dăm un refresh cumva, să atragem audiențe un pic mai tinere, să copii să vină spre fotbal. Adică, domnițe avem? Surprinzător, da. Ne-am uitat câți user? Aveam vreo 3000 de user când ne-am uitat și erau 45 de fete. Pe bune? Da. Foarte tare. Ascultați-mă că o să deveniți subiect de știre. Ăla la sfârșitul meciului, când o fi transpirat lui Arcă după 3-4 întrebări puse, știi? Da. A cincea va fi. Știi că e nenorocit pe ăia sau invers? Da? Știi că în Anglia se mai întâmplă, pun da? Jucători istoriuri cu puneți-mă capitan azi, da, azi o să rup. Pe bune? Da. Foarte tare asta, deci, da. Asta se poate, la nivel de glumă. Dar de ce capitanul e punctat altfel? Da, capitanul punctează dublu. Nu capitanul clubului, da. Tu îți poți alege un capitan da. Și ăla se nimerește să dea și două goluri. Da, primește punctaj dublu și... Da. Ia uite, Silvica l-a luat pe Messi și la... Aveți și sistemul de punctare, adică atacantul care marchează un gol? Da, sunt două sisteme de punctare, unul cel standard și cel avansat. Cel standard este foarte asemănător, dacă știe lumea, cu cel de la Premier League. Punctează foarte puține chestii, punctează foarte puține. Sunt vreo 10. Gol, pasă de gol, meci fără gol primit pentru fundaș și pentru portari, parade la portari,
cartonașele, se scad puncte pentru cartonașe. Paradele vi le dă în statul. Da. Domnul, el consideră că a fost, adică nu consideră, că să ved, da, 6 parade. Da. Salvatoare sau... Și astea sunt pe sistemul standard și este sistemul avansat care va fi valabil pentru utilizatorii cu membership premium. Care... Bun, acolo hai să vorbim un pic. Deci ăsta este gratuit. Da. Bun. Cei cu bani ce primesc? Trag un card. Da. Da? Pot... Îmi iei o... 10 lei pe lună. Bun. Primesc în primul rând acces să-și facă ligi și să joace în ligi cu sistemul de punctare avansat, care e cum am jucat noi prima oară fantasy în Anglia și ne-a plăcut foarte mult, ni s-a părut foarte engaging, pentru că punctează aproape tot ce face jucătorul pe teren, dribbling, șut pe poartă, centrare și stai și te uiți, eu am câștigat, îmi amintesc în primul sezon, un match în ultimul minut, Kane... A câștigat un duel aerian și așa mi-am câștigat eu etapa. Serios? Cu... Da. Pentru că el sărind la cap? Da, și stăteam acum și mă uitam să facă ceva, orice cât de mic. Așa, dacă era cu gol, nu mai aveam mari speranțe, că golul e mult mai rar. Și este sistemul acesta de punctare avansat, care punctează mai multe chestii. Sunt ligi private mai mari, dacă eu, de exemplu, am 30 de prieteni care vreau să fac. Nu mă limitez la 10. Nu doar 10. Putem să ne facem așa dacă avem toți abonament premium. Și mai este... O să avem și niște reclame în aplicație, nu vor fi deranjante, vor fi în mare parte mici jos, dar iarăși cu abonamentul premium nu vor mai apărea. Ca la YouTube. Da, și va fi puțin mai frumos. Și cam atât. 10 lei nu e ceva nu, de speriat. Ne-am gândit să fie accesibil pentru toată lumea, noi vrem cât mai mulți utilizatori premium, nu vrem să-i mulgem să scoatem maximul de la ei. Vrem să înțeleagă și ei beneficiile acestui mod avansat de punctare și cât de engaging este. Și e lume multă care lucrează în spatele unei astfel de... Bun, sunteți la început. Da. Noi suntem noi doi, mai avem doi colegi unul care mă ajută. Unul dintre care mi-ai spus că e meseriaș mare pe FIFA, pe Formula 1. Da, e acolo. Mai aici în studio. Da, deci noi suntem trei oameni care programăm propriu-zis la aplicație, eu și încă doi. E Dragoș care se ocupă de... Domnul de la marketing. De telefoane și contracte și chestii de genul. Și mai avem mai nou o domnișoară care ne ajută cu social media, cu postări și chestii de genul. Bun, dar dacă se dezvoltă treaba, trebuie să vă măriți și voi. Că clar. Voi aveți un obiectiv? Nu știu, deci suntem acum pe 11 iulie, da? N-a pornit încă treaba, pornește în două zile, în 5 pornește și fotbalul. Da. V-ați gândit, nu știu, să avem la sfârșit... Avem, da, am zis că până în iarnă... Registrat asta. Da, am zis că până în iarnă să avem undeva la 30-50 de mii de useri. Wow! Da. 30 de mii. Da. Așa am fi fericiți. Așa am fi fericiți. Adică ar fi bine. Puteți să-i duceți? Da, clar. Clar. Că e un număr destul de mare pentru început, așa, dacă are 6 ani liga... Se pot duce, pentru că multe din chestiile care se întâmplă pe aplicație se fac și direct pe telefonul utilizatorului cu procesorul lui. Adică în spate noi calculăm punctele, dar nu se calculează de foarte multe ori, se face destul de dinamic și o singură dată și după aia doar trebuie să trimită date. Voi sunteți bolnavi și cu FIFA și cu astea sau jucați numai? Suntem destul de... Da? Suntem după cum dai din cap și suntem, mai bine nu ne întreba. Deci halul ăsta? Da, când eram mai mici ne jucam mai mult, acum nu prea mai avem timp să ne jucăm când ne jucam înainte. Numai FIFA s-a umblat și la altceva, nu știu, NBA-ul și... Eu m-am mai jucat NBA, Formula 1, pe simulator, tot felul. Eu mă mai joc și jocuri shootere, cum s-ar numi. Am înțeles, dăm pușcat. Eu nu. Vă gândiți și la alte sporturi? Merge ăsta bine? Merge treaba bine și în 4 ani de zile, nu știu, să vă duceți la Federația Română de Basket. Cum să nu? La handbal, nu știu. Există jocuri de fantasy pentru orice sport. Cum am spus, noi ne mai jucăm la Formula 1, ne jucăm fotbal în Premier League și în Champions League. Ne-am jucat și la NBA puțin. Ne-am jucat și la NBA puțin. Adică se poate crea un sistem de fantasy pentru absolut orice formă de ligă. Dar asta cu Jordan acum ce e? Că apare o nebunie cu Jordan în 2023, nu știu, am văzut cu... N-am văzut. N-am văzut, nu știu. O nebunie cu NBA, cu... Deci o să fie All-Star, All... Deci, ca să facem, să tragem o concluzie așa, sporturile acestea se dezvoltă în România, sau jocurile, hai să nu spunem jocurile, da? Voi sunteți la categoria e-sports?
Sau unde? Nu. Nu. La fantasy. Da. Fantasy, sau... da. E o categorie, cred că, de sine stătătoare. Nu cred că... Nu e un joc propriu-zis, că nu trebuie să... Da, nu te duelezi pe butoane, cu... nu te duelezi. Te duelezi, dar e un duel între ghilimele, că e clar că eu trebuie să fiu mai bun decât tine. Într-o formă sau alta seamănă cu betting-ul, seamănă cu pariurile. Adică tu, practic, mizezi pe ceva ce urmează să se întâmple. Da. Și nu nimerești sau nimerești. Da, exact. Sau nu, aici nu prea există variantă... Da, și câștigi sau... oricât de bine te-ai putea uita tu pe numere și pe chestii, poți să iei o decizie corectă, dar poate să nu se întâmple așa, că tot e o șansă. Super, înainte, ia zi-mă cum te simți, că vreau să te pun aici. Adică până la urmă tu poți în sistemul draft să ai primul pic, prima alegere, să-l iei pe Florin Tănase și în primul meci să-și rupă picioarele în 3 minute și s-a terminat acolo. Adică asta nu depinde de... Nu depinde de nimeni treaba asta, dar... Sau pe Messi. Și să zicem că rupea și... Haideți să mai să reamintim, că ne apropiem de final. În acest moment vă găsesc oamenii pe Instagram. Da. De miercuri încolo, aici de joi dimineață. Da. Vă găsesc și în aplicații. Da, pe App Store și mobil și pe Google Play. Google Play, Play Store. Bun. Vineri începe campionatul, vineri, adică ediția reală, vineri. Da. Vineri, la o oră înainte de primul meci, s-a încuiat. Da. Da, toate se fac... în timp real, sau aproximativ în timp real, foarte repede. Da. Există premii, nu există niciun fel de... e gratuit până în moment, adică doar în momentul în care vrem să facem ceva premium, plătim 10 lei pe lună. Da. Și 30-35 de mii de utilizatori. Sperăm. Sperăm da, până la sfârșitul... Și aș mai zice o chestie, că nu... Tu, dacă vrei să începi să te joci cu prietenii tăi din etapa a treia, vă puteți crea ligă atunci, începeți de atunci de la zero. Toți, bun, nu e nicio pierzi startul, sunt la concediu la turci. Asta pierzi mai mult pentru ligile publice și pentru astfel de startul contează premii mari. Publice, da. Pierzi niște... pierzi etapele. Da, dar ligile private, dacă începem toți din același punct, nu e nicio problemă, se poate începe. Poți să începi și în etapa a zecea? Clar. La ligă privată mă refer, da, aici am înțeles. Da. Se poate începe. Voi vă faceți conturi? Clar, o să avem... Păi le luați banii, da. Vă luați primii de voi. Bine, mulțumiri încă o dată că ați fost alături de noi. Mulțumim. Salutați și pe cei care lucrează în spate și care vă ajută să dezvoltați treaba asta și să ne vedem cu 30-35 de mii. Asta să vă urăm, nu? Da, mulțumim frumos. Dragi prieteni, punem punct aici final. Miercuri băieții lansează, joi aveți timp și vineri până la ora primului meci, cu o oră înainte de primul meci, să vă faceți echipele. Intrați acolo pentru că și acesta e un astfel de altfel de sport. Noi ne revedem mâine, 10:30 de minute. Toate cele bune, mii de mulțumiri, la revedere!